Bună dimineața, sunt Tatiana Andrieș și astăzi dimineață vom lucra împreună un simpatic puișor care poate fi foarte de ajutor doamnelor nou începătoare. Este ușor de lucrat, nu este foarte mare, este micuț și pentru a lucra acest puișor eu voi folosi firul Bravo de culoare galben și culoare portocalie. Se poate lucra și în culoare albă. Eu am preferat galben. Apoi vom avea nevoie de ochișori. Dacă nu aveți aceștia din comerț, se pot face cu firul negru. Vom avea nevoie de foarfece, de un fir despărțitor care ne ajută să separăm rândurile și nu în ultimul rând vom avea nevoie de croșet. Voi lucra cu croșetul numărul 3. Fiind prezentate materialele necesare, propun să încep să lucrăm, pentru că nu este greu, dar este un pic de lucru. Pentru aceasta vom începe cu cercul magic. Voi îndrepta camera în modul în care să vedeți ceea ce lucrez. În cercul magic voi lucra un număr de 6 piciorușe scurte. Bineînțeles, vom avea nevoie de megană pentru a umple jucăria. Aceasta am uitat să precizez, megană, și apoi un ac cu gaură foarte mare, acul cu care se coase glână. Deci, cum vă spuneam, voi începe în cercul magic cu un număr de 6 piciorușe scurte. Sper să reușiți să vedeți ceea ce lucrez în această nouă modalitate, 2, 3, 4, 5 și al 6-lea. Voi închide cercul magic. De cu piciorul și alunecat. Iar acum, în corespondența fiecărui picioruș, vom înmulți. Deci, la sfârșitul rândului, vom avea un număr de 12 piciorușe. Acum vom avea nevoie de firul despărțitor. Și
și vom lucra cel de-al treilea rând, un picioruș scurt, iar în cel de-al doilea vom înmulți. Un picioruș scurt și o altă mulțire. Astfel, la capătul rândului vom avea un număr de 18 piciorușe scurte. Ne întâlnim la capătul acestui rând. Acum vom lucra cel de-al patrulea rând, două piciorușe scurte, două piciorușe scurte urmate de o mulțire. Astfel că la capătul rândului vom avea un număr de 24 de piciorușe scurte. Am două zile de când studiez acest proiect, acest puișor. L-am lucrat într-o altă versiune. Nu era atât de, deci era un pic cam grosolan ceea ce am lucrat primul, de aceea am făcut calcule, modificări și în sfârșit am reușit să obțin ceea ce am dorit. Acest proiect lucrez după fotografia trimisă de o prietenă dragă mie, de doamna Mariana Cioc, și de aceea am avut nevoie de un pic de timp să studiez ceea ce am de făcut. Va fi o mulțire din nou. Două piciorușe scurte. Și ultima mulțire. Acum am obținut un număr de 24 de piciorușe scurte și vom face 3 rânduri de câte 24 de piciorușe. Noi ne vom întâlni când vom termina aceste 3 rânduri. Deci 3 rânduri de 24 de piciorușe scurte. Am lucrat cele 3 rânduri de câte 24 de piciorușe scurte. Acum vom lucra 3 piciorușe scurte. Treilea, iar în al patrulea vom înmulți. Deci, în corespondența celui de-al patrulea ochi, vom lucra două ochiuri. Din nou, 3 piciorușe scurte, 3 urmate de o mulțire. Vom lucra astfel pe parcursul întregului rând, iar la capătul rândului vom obține un număr de 30 de piciorușe scurte. După ce am lucrat 3 piciorușe scurte, iar în al patrulea am înmulțit, am obținut un număr de 30 de piciorușe scurte. Acum voi lucra 4 piciorușe scurte urmate de o mulțire. 1, 2, 3, 4. În cel de-al cincilea voi înmulți, voi face 2 piciorușe scurte în 1 și
voi continua. 2, 3, 4, o nouă mulțire. Din nou. O nouă mulțire. O mulțire. Iar acum vom face ultimele 4 ochiuri și urmate de o mulțire, astfel că la capătul rândului am obținut un număr de 36 de piciorușe scurte și cu aceste 36 de piciorușe scurte vom lucra două rânduri. Deci vom face două rânduri de câte 36 de piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni după aceste două rânduri. Am lucrat cele două rânduri de câte 36 de piciorușe scurte. Acum vom începe să scădem și vom lucra în felul următor. Un picioruș scurt urmat de o scădere. Pentru a scădea, luăm doar partea din față a celor două fire, tragem croșetul prin cele două și vom închide într-un singur ochi. Deci, un picioruș scurt, partea din față a firelor din cele două ochiuri care urmează și închidem împreună. Pe parcursul întregului rând vom lucra în acest fel, un picioruș scurt urmat de o scădere și astfel la sfârșitul rândului vom ajunge la un număr de 24 de piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui nou rând. După ce am lucrat un picioruș scurt urmat de o scădere și am obținut un număr de 24 de piciorușe scurte, vom lucra două piciorușe scurte. Două piciorușe scurte urmate de o scădere vom lucra astfel pe parcursul întregului rând. Două piciorușe scurte, o nouă scădere, așa cum vă spuneam, vom lucra astfel pe parcursul întregului rând, iar la capătul rândului vom obține un număr de 18 piciorușe scurte. Două piciorușe scurte, o scădere,
aceste tutoriale le puteți urmări și pe televizor. Pe televizor, în format mai mare, reușiți să vedeți mult mai bine ceea ce lucrez. Am uitat să precizez acest amănunt. Fiecare dintre tutorialele pe care le execut le puteți vedea și pe televizor. Atunci va fi mult mai ușor de înțeles. Am lucrat pe parcursul acestui rând două piciorușe scurte, urmate de o scădere. Am obținut un număr de 18 piciorușe scurte și voi continua prin a lucra rândul următor, în care vom executa din nou un picioruș scurt, urmat de o scădere, sper că la capătul rândului vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. Deci un picioruș scurt, o nouă scădere, iar la capătul rândului ne vom întâlni cu 12 piciorușe scurte. Am lucrat, așa cum vă spuneam, un picioruș scurt urmat de o scădere. Am obținut un număr de 12 piciorușe scurte. Am umplut căpușorul puișorului cu melană. Acum vom continua lucrând două piciorușe scurte urmate de o înmulțire, pentru că vom începe să lucrăm corpul puișorului. Deci două piciorușe scurte. 1 al doilea, iar în al treilea vom înmulți. Sper că la capătul rândului vom avea un număr de 16 piciorușe scurte. Al doilea, urmat de o înmulțire. Și astfel ne vom deplasa către capătul rândului. Noi ne vom întâlni la capătul rândului cu cele 16 piciorușe scurte. După ce am lucrat două piciorușe scurte urmate de o mulțire, am obținut un număr de 16 piciorușe scurte. Acum vom lucra 7 piciorușe scurte. 2 3 4 5 6 7. Acum, după aceste 7 piciorușe scurte, vom face 2 înmulțiri consecutive. Deci, în primul loc vom face o înmulțire, iar în cel de-al doilea o nouă înmulțire. Și apoi vom continua cu 7 piciorușe scurte, iar la sfârșitul rândului vom avea un număr de 18 piciorușe scurte. 1, 2, 3,
patru. Cinci. Șase. Și al șaptele. Vom muta firul despărțitor și vom lucra șapte piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, urmate de 4 înmulțiri. Deci în patru ochiuri, unul după celălalt, vom înmulți. Prima înmulțire. A doua. Cea de-a treia. Cea de-a patra mulțire, până la capătul rândului ne-au rămas din nou 7 piciorușe scurte, astfel că la capătul rândului vom avea un număr de 22 de piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul rândului. Am terminat acest rând unde am lucrat 7 piciorușe scurte, 4 mulțiri consecutive și 7 piciorușe scurte. Acum vom lucra 10 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 și vom face două înmulțiri consecutive. Deci în următoarele două ochiuri vom efectua înmulțiri. Prima înmulțire, cea de-a doua, iar acum ne-au rămas 10 piciorușe scurte până la capătul rândului. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am obținut cele 24 de piciorușe scurte. Acum vom lucra 10 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 9, 10, iar acum vom face 4 înmulțiri consecutive. Una, două, trei,
vechea de-a patra. Până la capătul rândului ne-au rămas alte 10 piciorușe scurte. Când vom ajunge la capătul rândului, vom avea un număr de 28 de piciorușe scurte. Am executat cele 28 de piciorușe scurte. Acum vom lucra 10 piciorușe scurte. 1 2 3 4 5 6 7 9 10 și nu vor fi 10, vor fi 13 piciorușe scurte, am greșit eu. 10 11 12 și 13. Acum vom lucra două înmulțiri, una după cealaltă, două înmulțiri consecutive. Iar până la capătul rândului vom avea un alt număr de 13 piciorușe scurte. Astfel că la capătul rândului vor fi 30 de piciorușe scurte. 1, 2, voi lucra cu dumneavoastră, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 și 13. M-am exprimat eu greșit la începutul acestui rând, de aceea am lucrat împreună cu dumneavoastră să vedeți că este corect ceea ce vă spun. Deja se formează partea din spate a puișorului. Acum vom continua cu 13 piciorușe scurte. 1 2 3 4 5 12 13. Iar acum vom lucra 4 înmulțiri consecutive, astfel că la capătul rândului vom avea un număr de 34 de piciorușe scurte. 1 a doua, cea de-a treia, și cea de-a patra mulțire, iar până la capătul rândului vom avea de lucrat altele 13
Chițorușe scurte, noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul acestui rând, am obținut un număr de 34 de piciorușe scurte. Acum vom lucra 16 piciorușe scurte. 1 2 3 4 5 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vom face două înmulțiri una după alta, două înmulțiri consecutive, una și cea de-a doua, iar până la capătul rândului vom lucra alte 16 piciorușe scurte. Sper că la capătul rândului vom avea un număr de 36 piciorușe scurte. După ce am executat aceste 36 de piciorușe scurte, vom continua lucrând 16 piciorușe scurte din nou. 1 2 3 4 12, 13, 14, 15, 16, iar acum vom lucra 4 înmulțiri consecutive. Cea de-a patra și vom continua cu alte 16 rânduri, iar la sfârșitul acestui nou rând vom avea un număr de 40 de piciorușe scurte. Am obținut cele 40 de piciorușe scurte, acum vom lucra 19 piciorușe scurte. 1 2 3 4 5 6 7 11
13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Acum vom lucra două mulțiri consecutive, deci următoarele două ochiuri vom înmulți. Până la capătul rândului ne-au rămas un alt număr de 19 piciorușe, iar la sfârșit vom avea 42 de piciorușe. Ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns și la capătul acestui rând. După ce am lucrat 19 piciorușe scurte, două mulțiri, alte 19 piciorușe scurte, am obținut un număr de 42 de piciorușe scurte. Acum vom lucra din nou 19 piciorușe scurte, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, iar acum vom face 3 mulțiri, una după alta, 1, 2, cea de-a treia și vom continua cu cele 19 piciorușe scurte care ne-au rămas până la capătul rândului și astfel vom obține un număr de 44 piciorușe scurte. După ce am lucrat 19 piciorușe scurte, 3 mulțiri și alte 19 piciorușe scurte, am obținut un număr de 44 piciorușe scurte. Acum vom face 3 rânduri de câte 44 de piciorușe. Deci nu vom scădea, nu vom înmulți, vom lucra în mod normal cele 44 de piciorușe. Noi ne întâlnim la capătul acestor 3 rânduri. Am lucrat cele 3 rânduri de câte 44 de piciorușe scurte. Acum vom continua lucrând 20 de piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Apoi vom face
două scăderi consecutive. Deci două scăderi una după alta. Una și cea de-a doua. Și vom lucra celelalte 20 de piciorușe scurte care ne-au rămas până la capătul rândului și astfel vom obține un număr de 42 piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am obținut cele 42 de piciorușe scurte. După ce am lucrat 20 de piciorușe scurte urmate de două scăderi, acum vom lucra 17 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, iar acum vom lucra 4 scăderi consecutive. Una, două, trei, și vom continua cu cele 17 piciorușe care ne-au rămas, iar la capătul acestui rând vom avea un număr de 38 de piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul rândului. Am ajuns la capătul rândului cu cele 38 de piciorușe scurte. Acum vom lucra 15 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, deci 15 piciorușe scurte. Vom face 4 scăderi consecutive. Una, greșit, 2,
este un pic mai dificil, pentru că locul este un pic mai strâmt, 3, și a patra scădere. Și vom continua cu alte 15 piciorușe scurte. Iar la capătul rândului vom avea un număr de 34 piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. După ce am obținut cele 34 de piciorușe scurte, vom continua lucrând din nou 15 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Acum vom lucra două scăderi consecutive. Prima. Apoi cea de-a doua. Vom continua cu cele 15 piciorușe scurte care ne-au rămas, iar la capătul rândului vom avea un număr de 32 piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am obținut cele 32 de piciorușe scurte după ce am lucrat 15 piciorușe scurte, 2 scăderi și alte 15 piciorușe scurte. Acum vom lucra 14 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 2 scăderi consecutive. Una. Și cea de-a doua. Și vom continua cu cele 14 piciorușe care ne-au rămas până la capătul acestui rând. Iar la capătul rândului vom avea un număr de 30 de piciorușe scurte. Deci ne întâlnim la capătul acestui rând. Vedeți că deja a prins formă puișorul. Veți vedea că va fi frumos până la sfârșit. Am obținut cele 30 de piciorușe scurte după ce am lucrat 14 piciorușe scurte, 2 scăderi și alte 14 piciorușe scurte. Acum vom lucra
Trei piciorușe scurte, 1, 2, 3, urmate de o scădere, 9, vom lucra 3 piciorușe scurte, 1, 2, 3, o nouă scădere, vom continua astfel pe parcursul întregului rând, iar la sfârșitul acestui rând vom avea un număr de 24 piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul rândului. Vom continua lucrând 2 piciorușe scurte urmate de o scădere, 1, 2, o scădere, 2 piciorușe scurte urmate de o scădere, vom continua astfel pe întreg parcursul rândului și la sfârșitul acestui rând vom avea un număr de 18 piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. După ce am efectuat aceste scăderi, deci 2 piciorușe scurte, o scădere, am obținut 18 piciorușe scurte, am umplut corpul puișorului cu melană și voi continua cu ultimele rânduri pentru a încheia corpul. Acum voi lucra un picioruș scurt, scuzați că o iau greșit. Așa. Un picioruș scurt urmat de o scădere. Vom obține apoi un număr de 12 piciorușe scurte. Nu reușesc să văd prea bine. Un picioruș scurt, o scădere pe parcursul întregului rând. După ce obținem aceste 12 piciorușe, vom încheia imediat. Așa cum vă spuneam, în aceste două zile în care nu am făcut niciun tutorial, practic am experimentat diverse moduri în care aș putea să lucrez acest puișor, pentru că, așa cum vă spuneam, eu aceste tutoriale le fac strict pentru grupul nostru și pentru canalul meu de YouTube. De aceea nu vreau să imit pe nimeni. Vreau să fac ceea ce reușesc cu mintea mea. Acum fac ultima scădere. Am obținut 12 piciorușe scurte. Voi continua făcând scădere după scădere. Acesta face scădere una după cealaltă. Sper că vedeți, pentru că
Așa cum vă spuneam, laptopul este undeva deoparte și nu reușesc să văd ceea ce prinde camera. De aceea vă și vorbesc în timp ce lucrez. Cred că aici este ultima scădere, dacă nu mă înșel. Foarte greu prind aici. La mine cu lumina artificială este foarte greu să lucrez. Pui și într-o poziție în care chiar mi este foarte, foarte dificil să văd. Așa. Ultima scădere. Acum voi scurta firul și vom coase. Voi lăsa o bucată mai lungă de fir și vom coase ceea ce a rămas, aceste câteva ochiuri. Voi încerca să pun firul fără prea multă am reușit, l-am pus imediat. Voi prinde fir cu fir felul acesta. Voi strânge bine totul și voi ascunde firul. În felul acesta am terminat corpul puișorului. Acum urmează să facem aripile, piciorușele și ciocul. Întotdeauna capetele de fire, așa cum vă spuneam, să le strângeți, pentru că ne servesc ca umple aceste jucării pe care le lucrăm. Deci acesta este corpul puișorului. Aranjat cum trebuie, se prezintă bine. Acum voi face aripile din nou cu firul galben. În cercul magic voi face un număr de 4 piciorușe scurte. Voi închide cercul magic. Cu piciorușa alunecat. Și în corespondența fiecărui picioruș voi face 2, deci la sfârșitul acestui rând vom avea un număr de 8 piciorușe scurte.
Aici, la început, îmi va fi mai greu să introduc croșetul, pentru că, așa cum știți, eu lucrez foarte strâns. Avem două. Și o piciorușe scurte. Așa. Acum vom lucra, vom pune firul despărțitor și vom lucra un picioruș scurt, o mulțire, astfel că la capătul rândului vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. Deci voi face un picioruș scurt urmat de o mulțire. Și ultima mulțire, acum am obținut 12 piciorușe scurte și vom continua prin a lucra două rânduri de câte 12 piciorușe scurte. Noi ne vom întâlni la sfârșitul acestor două rânduri. Acum vom continua prin a lucra un picioruș scurt urmat de o mulțire și la capătul rândului vom avea un număr de 18 piciorușe scurte. Un picioruș scurt urmat de o mulțire, vom obține 18 piciorușe scurte. Continuăm astfel pe parcursul întregului rând. Acum ultima mulțire, după care vom lucra 4 rânduri de câte 18 piciorușe scurte. Deci vom continua cu 4 rânduri. Ne întâlnim la capătul acestor rânduri. Vom continua lucrând un picioruș scurt urmat de o scădere. Vom continua astfel pe parcursul întregului rând, iar la capătul acestui rând vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. Deci, un picioruș scurt urmat de o scădere. În felul acesta vom încheia și acest rând. Ne vom întâlni la capătul rândului. Am obținut cele 12 piciorușe scurte. Vom continua lucrând din nou un picioruș scurt urmat de o scădere
ține un număr de 6 piciorușe scurte, cu care vom încheia această aripioară. Piciorușe scurte. Cădere. Din nou un piciorul scurt și ultima scădere. Cu care vom încheia și acest rând. Trage firul despărțitor. Vom tăia firul un pic mai lung pentru că va fi nevoie să coasem aripioara. Vom încheia și am încheiat și aripioarele. Între timp eu am făcut și cealaltă aripioară, deci le avem pe amândouă. Vedeți, sunt egale, lucrate în mod egal, nu este diferență între ele. Acum vom continua să lucrăm piciorușele vom lucra partea de jos, voi face un cerc magic în interiorul căruia voi lucra 6 piciorușe scurte. Facem 1, 2, 3, 4, 5, cel de-al 6-lea, vom închide cercul magic cu fir alunecat, așa cum ne-am obișnuit, sau cu piciorul alunecat, cum vreți să-i spuneți. Așa. După care vom lucra, voi pune un fir despărțitor aici, un fir un pic mai subțire. Vom lucra 2 piciorușe scurte, urmate de o mulțire și vom obține un număr de 8 piciorușe scurte la capătul rândului. Să avem 1, 2, 3, 5, 6, și aici din nou o mulțire și astfel avem un număr de 8 piciorușe scurte. Acum vom lucra două rânduri de câte 8 piciorușe scurte. Noi ne întâlnim după ce lucrăm aceste două rânduri. Am lucrat cele două rânduri de câte 8 piciorușe scurte. Acum vom lucra un picioruș scurt urmat de o mulțire. Astfel că la capătul rândului vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. Un picioruș scurt. O altă mulțire. Un picioruș scurt.
întâlnire. Un picior scurt și ultima mulțire, am obținut 12 piciorușe scurte, iar acum vom face un rând de 12 piciorușe scurte. Noi ne întâlnim când vom termina și acest rând. Am lucrat și acest rând de 12 piciorușe scurte. Acum vom pune în două lucrul și vom lucra în felul următor. Prinzând amândouă părți ale lucrării noastre. Deci vom fi atente să prindem ochiurile și de o parte și de cealaltă. Și vom face un picioruș foarte scurt, deci alunecat. După care, în următorul, vom lucra 3 piciorușe duble înalte, deci în corespondența următorului ochi. Avem 1, 2, al doilea. De atenție, pentru că acest fir nu este foarte bine filat. Iar acum voi face cel de-al treilea. Deci în corespondența aceluia și picioruș de bază voi face, am făcut de acum 3 piciorușe duble înalte, pe care le voi închide împreună. După care voi trece în următorul picioruș și voi face un picioruș scurt. În felul acesta lucrăm lăbuțele. Așa. În următorul din nou vom face aceleași 3 piciorușe duble înalte. Cu atenție să prindem firele și de o parte și de cealaltă. Unu. Cred că aceasta este partea cea mai dificilă din întreaga lucrare. Acum voi face cel de-al treilea. Cel de-al treilea, picioruș dublu înalt. Le voi închide din nou pe toate împreună. În următorul voi face un picioruș scurt. Iar în ultimul voi face din nou aceleași 3 piciorușe duble înalte. Când lucrezi și strâns, așa cum lucrez eu, să știți că este un pic cam dificil să intru. Așa, am reușit. Unu, doi, cel de-al treilea,
voi închide totul împreună. Și voi închide lucrarea cu un picioruș foarte scurt aici, chiar în ultimul picioruș unde am făcut cele trei. Acesta este lăbuța, piciorușul puișorului. Acum voi scurta firul, voi lăsa o bucățică pentru că voi avea nevoie să cos. Și voi trece să lucrez partea care unește corpul cu piciorușele. Deci eu am lucrat între timp și cel de-al doilea picioruș cu firul galben. Vom lucra un număr de 8 piciorușe scurte în cercul magic. Acum voi închide cercul magic cu piciorușa alunecat și vom lucra două rânduri de câte 8 piciorușe scurte. Deci două rânduri și închidem. Ne întâlnim când terminăm aceste două rânduri. Am lucrat cele două rânduri de câte 8 piciorușe scurte, voi tăia firul un pic mai lung pentru că vom avea nevoie pentru cusut. Închidem lucrarea, acest capăt de fir îl vom pune înăuntru, va ține loc de umplutură când montăm piciorușul. Ce ne-a rămas acum de făcut este ciocul acestui puișor. Avem aproape toate părțile componente. Pentru cioc vom folosi din nou culoarea portocalie. În cercul magic voi face un număr de 8 piciorușe scurte. De cercul magic. Cu piciorul alunecat. Vom pune din nou firul despărțitor și vom lucra două piciorușe scurte. Al doilea. După care în următorul picioruș scurt voi face un număr de 3 piciorușe scurte. Deci în corespondența unui singur picioruș din rândul anterior voi face 3 piciorușe scurte.
continua cu cele cinci piciorușe scurte care ne-au rămas și la capătul rândului vom avea un număr de 10 piciorușe scurte. 2, 3, 4 și al cincilea. 2 piciorușe scurte din nou. Al doilea. În cel de-al treilea picioruș scurt voi face din nou un număr de 3 piciorușe scurte. 1. Nu, voi face o mulțire, scuzați. O mulțire. Apoi în următorul voi face un număr de 3 piciorușe scurte. O nouă mulțire în următorul, deci 2 piciorușe scurte. Un număr de 5 piciorușe scurte care ne-au rămas, astfel vom avea un număr de 14 piciorușe scurte la sfârșitul acestui rând. 2, 3, 4 și al cincilea. Iar acum vom face 2 rânduri de câte 14 piciorușe, după care vom închide lucrarea. Deci 14 piciorușe scurte. Ne întâlnim când vom termina aceste 2 rânduri de câte 14 piciorușe. Am încheiat cele 2 rânduri de câte 14 piciorușe scurte. Voi tăia din nou firul un pic mai lung. Eu voi închide aici acest prim tutorial în care am lucrat toate părțile componente al puișorului. Am lucrat pas cu pas, de aceea tutorialul este deja foarte lung. Voi continua cu un nou tutorial foarte scurt în care vom ansambla, vom uni, vom coase toate părțile componente ale puișorului. Vă mulțumesc pentru răbdare, pentru atenție. Am vrut să lucrez pas cu pas pentru că astfel și doamnele începătoare să înțeleagă ceea ce am lucrat și noi ne întâlnim mai târziu. O zi frumoasă tuturor!